Urmează să vă prezentăm determinarea coeficientului de frecare. Materialele necesare: șină de aluminiu, corp de lemn cu cârlige și cu tijă de încărcare, fir, scripete atașabil șinei, suport cu cârlige și discuri perforate. Coeficientul de frecare se calculează cu relația μ egal FF supra FN. FN este forța de apăsare normală, greutatea corpului de lemn și a discurilor așezate pe corp. FF este forța de frecare a corpului pe șină, egală cu forța de tracțiune la mișcarea uniformă, egală cu greutatea cârligului și a discurilor perforate, MG. La mișcarea uniformă, rezultanta forțelor care acționează asupra corpului trebuie să fie 0. Coeficientul de frecare după simplificări va fi egal cu M mic supra M mare. Se determină forța de apăsare normală, Fn egal M mare G, unde M mare este masa corpului înscrisă pe corp împreună cu masa discurilor perforate pe tija de încărcare. Iar acum vom trece la realizarea montajului. Se așează șina de aluminiu pe orizontală. Punem corpul pe șină. Apoi atașăm șinei scripetele. Se agață firul de cârligul corpului. Urmând ca mai apoi să atașăm firului un cârlig cu masa de 2,7 grame și discuri perforate. Lovim ușor corpul și dacă acesta se deplasează vizibil uniform, atunci forța de tracțiune exercitată de greutatea cârligului și de greutatea discurilor perforate va fi egală cu forța de frecare. Astfel s-a determinat M mic, masa cârligului și a discurilor perforate. Acum cunoaștem M mare și M mic, determinat în experimentul de mai sus, și astfel se poate calcula coeficientul de frecare μ. Se va repeta experimentul pentru mai multe valori ale lui M mare, cu mai multe sau cu mai puține discuri pe tija de încărcare. În fiecare caz se determină coeficientul de frecare, iar datele se trec în tabel, urmând ca la final să tragem concluziile. Pentru mai multe amănunte, vă rugăm să utilizați instrucțiunile livrate împreună cu trusa la experimentul prezentat.